Salut, prieteni! Eu sunt Vali de la NK Gaming HD și în acest video am să vă prezint jocurile mele de PlayStation 3. Haideți să începem. Am pus într-o ordine aleatorie, niciun fel de categorie. Avem Army of Two, un joc de acțiune. Se poate juca în doi playeri, co-op. Avem aici CD-ul și cărticica jocului. Următorul este Army of Two 2. Prezentăm și spatele. La fel este un joc acțiune. Se poate juca în doi playeri. CD-ul și cărticica jocului. Următorul este Uncharted 3. Da. Se poate juca și în multiplayer. CD-ul Blu-ray și cărticica jocului. Următorul este Need for Speed Most Wanted. Un joc ce mie îmi place foarte mult. Se poate juca și cu PlayStation Move. Da? Mi-arată spatele. Eu joc foarte mult, joc în rețea. Pentru că, nu știu, mă pasionează. CD-ul și cărticica. Următorul este Killzone 3. Un joc foarte tare. Se poate juca cu PlayStation Move, la fel ca NFS Most Wanted. Se poate juca și în doi playeri, co-op. CD-ul, cărticica. Avem și Uncharted 1, l-am pe varianta Platinum, doar așa l-am mai găsit. Da, acesta nu se poate juca în multiplayer. Manualul și jocul aici în dreapta. Urmează un joc care l-am terminat cu mare plăcere și l-aș începe încă o dată. El este Last of Us. Îmi place foarte mult, are o grafică foarte tare. L-am primit odată cu PlayStation-ul, când l-am cumpărat. Da. Avem aici jocul și cărticica jocului. Motorul este Infamous 2. L-am luat de curând. Prima oară nu știam dacă o să-mi placă, dar totuși l-am luat ca să văd cum este. Cărticica și jocul. Mai avem un joc care îmi place foarte, foarte mult. Îmi plac și desenele și am zis să cumpăr și jocul. Este One Piece. Pirate Warriors. Se poate juca și co-op, multiplayer. Avem jocul aici în dreapta și o foarte mare cărticică. Foarte groasă. Ia uite ce mare e. Da? Următorul este Gran Turismo 6. L-am luat... l-am primit odată cu PlayStation-ul.
se poate juca și în 2 player și în, și în multiplayer. Avem aici jocul și cărticică, codul pentru, pentru a juca online. Următorul este Midnight Club Los Angeles, un joc cu mașini pentru pasionații de tuning și viteză. Jocul este super tare, este puțin cam vechi, dar mie tot îmi place. Cred că a apărut undeva în 2008 sau, dacă nu mă înșel, nu știu, ceva în genul. Nu știu sigur deci. Avem jocul aici în dreapta și avem manual de utilizare al jocului și mai avem o hartă a jocului. Aici ne arată harta. Uitați așa, foarte mare. Și pe cealaltă parte avem toate mașinile din joc. Da? Așa. Le punem la loc în carcasă. Următorul joc este Motor Storm Apocalypse. Un joc cu întreceri, cu motociclete și multe alte chestii. ATV-uri și mașini de curse. Un joc foarte, foarte interesant. Se poate juca în 4 player și multiplayer se poate juca. Avem aici jocul în dreapta și în stânga cărticică. Da? Avem un joc numit Anarchy Reigns, vine pe ediție limitată, un joc acțiune în care puteți alege două facțiuni, între Light și Dark, adică lumină și întuneric, ceva în genul. Aceștia sunt răi și buni, da? De la Sega. Se poate juca decât într-un singur jucător, un singur player, jocul și cărticica, da? Următorul este The Club, jocul The Club, da? Este pe varianta de carcasă mai veche, da? Avem jocul și cărticica, da? Este puțin cam groasă. Și ultimul joc pe care îl am se numește Cain and Lich Dog Days 2. Vine pe ediție limitată, într-o carcasă protectoare, fie într-o cutie protectoare. Uitați așa, aceasta este cutia și acesta este jocul în carcasă pentru a fi protejat și alte chestii. Se poate juca în multiplayer, se poate juca și în 2 player, asta îmi place foarte tare. Jocul, dreapta și în stânga CD-ul și în stânga cărticica, mă scuzați, da? Le băgăm la loc. Și cam asta a fost colecția mea de jocuri pentru PlayStation. Dacă v-a plăcut, lăsați un coment, dați un like, un subscribe. Eu am fost Vali și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Salut!